Bună seara, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Prof. Oman. Iată, începem și ultima lecție, clasa A. 11. Clasa A. 11. Determinați. Vă-ți bine să știi că există o practică a multora dintre colegi, și tu ai mai gândit-o și în anii din urmă, când zice conspectați. Da. Nu? Mai ales dacă de altă vine cineva înlocuitor, care nu știe nimic acolo, și mai zice să conspectezi de acolo, din manual. Acum, mai grav este că sunt situații când chiar profesorul de matematică spune conspectați de acolo. Atunci e dramatic. Da, da? Și tu acolo, totuși, trebuie să înțelegi ceva din ce a vrut să spună autorul. De ce nu mai autorul nu înțelege nimic? Da. Care e explicația? Te-ai gândit vreodată? Care e explicația faptului că nu reușești să înțelegi nimic din ce spune acolo? Sunt prea complexe definiții, prea... Nu, el presupune că știi totul până la nivelul acela. Și știi în limbajul pe care îl are el. Da? Și atunci vine cu partea tot abstractă în rezolvare. Manualele printate, adică astea care le avem acum, suferă enorm de mult pentru că din ceea ce citește acolo se vine cu definiții abstracte, nu înțelegi conținutul și pe baza definițiilor respective și a teoriei și mai departe, trebuie să faci practic. Da. Tu ai vrea să începi cu practica. Experiența spune chestia asta. Și acum, fiindcă prost, în foarte prost făcute manualele, ideea pe care am avut-o, aceea de a scoate videomanualul, este tocmai în sprijinul vostru. Deci, supărat eu fiind pe toată partea asta didactică, modul în care sunt făcute manuale și tot ce se întâmplă în școală, am încercat să fac într-un alt limbaj. Și am un volum determinat. Așa mă uitați, dar nu știu dacă te uitați vreodată pe cele 18 volume, mi se pare că am și un volum determinat. Când ajungi acasă să dai click pe Prof Online, să intri în pagina mea și acolo când zici la video matematică și apar cele 650 nu știu cât de lecții. Mai urmă e pagina de Facebook. Acolo, lecții. Dar puține. Da. Dar tu, ca să vezi pe toate, așa se face. Deci te duci acolo, ai dat click, ai intrat în pagina mea, urmărește acolo video matematică, nu e video apicultură, video matematică, și îți deschid o altă pagină unde vei vedea lecțiile, ultimele lecții, inclusiv pe asta care o facem astăzi, da? Cu determinanță, așa, toate discuția o să o vezi acolo. Și de acolo îți alegi lecțiile care te interesează pe tine pentru clasa 11. Dar tot așa, imediat acolo, vezi pachete de DVD-uri. Și la pachete de DVD-uri, dacă dai click, se deschide o altă pagină, unde sunt prezentate 18 volume de matematică. La acelea, ai de acces la una sau două lecții din ele ca mostre. Mostre, adică să vezi ca ce este acolo. Sunt 15 ore de matematică pe capitole. Și acolo i-am luat de la zero și am explicat tot, parte teoretic, tot. Costă destul de puțin, decât știu eu, sunt niște numere de telefoane acolo, poți să suni la respectiv și poți să intri în posesia unui volum de acela, ca să înțelegi foarte bine domeniul acela. Da? Un alt capitolul trigonometriei, spuneam și aseară, sau altă seară. Pe acela să fie făcut acolo, unul din volume. Și am și volumul ăsta determinat. Iată cum am început eu acolo. Ocazia asta, cred că strănesc interesul următoarea. Știi, hai să rezolvăm sistemul următor. 2x plus 3y egal cu... Hai să luăm și x-ul și y-ul ca numere și să știu deodată ce soluție. Da. Îmi închipă că x-ul ar fi egal cu 2 și y-ul ar fi egal cu 3. Și vine 4 și cu 9, îți face 4 și cu 9, 13. Da. Și 2 și minus x, hai să zic, plus 5y, ar face cât? X-ul fiind 2, 5 ori 3, 15,
ce-a făcut? Și minus 2, tot 13 faci. Hai să zic minus 4 Y. Și atunci vine 4 ori 3, 12. 12 minus 2, 10. Ei, să spunem că tu nu știi valorile astea și ești pus în situația să rezolvi sistemul ăsta. Da. Cum ai de gând să rezolvi sistemul ăsta? De două ecuații cu două necunoscute? Abonulțesc pe a doua cu minus 2. Ai așa zisa metoda reducere. Ți-am amintit din clasa 8-a, da? Da. Deci mulțești pe asta cu... Minus 2. Nu cu minus 2, cu 2 chiar. Ca ai minus. Ca să dea minus, da. Da, da. Ai deja 2. Da. Minusul ăla ai. Da. Nu cu minus 2, că atunci strici tot. Da, cu 2. Și vine echivalentul sistem din 2x plus... Stai primul copii, 2x plus 3y. Egal cu 13. Jos minus 2x. Plus cu minus, minus 8y. Deci, minus 2x plus 8y. Ai vorbit să mulțim cu 1, cu minus 2. Cu 2. Da, acolo e plus. Nu era minus 4? E plus 4, că numai așa cu 4 ori 3, 12. Eu cred că e plus, că e minus, de-aia nu-s așa. Plus 8y egal cu 20. 20. Tragem și la dumneam. Da, se reduc. Se reduc. 8 cu 3, 11, y egal cu 33, y egal cu 33 pe 11, y egal cu 3. Da, mi-a luat deșteptat, cum am luat încălise soluția, y egal cu 3. Și... înlocuim y într-una din... Sigur că da. În care ar fi convenabil, n-are importanță. Prima, să zic. Primul. 2x plus... Plus 9. Da. Da, 9. Egal cu 13. 2x egal cu 13 minus 9. 2x egal cu 13 minus 9. 4. Da, 4. X egal cu 4 pe 2. Egal cu 2. Egal cu 2. Hai să mai luăm la întâmplare. Nu așa să ne gândim dinainte. Ce luăm la întâmplare. Da. Hai să zicem așa. 5x plus 2y egal cu 7 și minus 3x plus 4y egal cu 3. O înmulțim pe a doua cu... nu, pe prima cu minus 2. Așa. Se reduc y-ul. Deci ți-ai propus să reduci pe y. Și de aici ești șansă rapidă. Da? Da, și minus cu minus 2 și atunci vine. Și echivalent cu sistem din minus 10x da. Minus 4y egal cu minus 14 și jos minus 3x plus 4y egal cu 3. Tragem bar, vine minus 13x, y și se reduc și egal cu minus 11. Y egal cu? Da. Y egal cu minus 11 pe minus 13. Y egal cu 11 pe 13. Iar ca să găsim pe x? Înlocuim Y. Așa. Într-una din... deci 5. 5x da, plus. Plus 2 ori 11 pe 3 da. Pe 13, pardon da. Egal cu 7. Echivalent. Echivalent cu 5x plus 22. 22 pe 13 egal cu 7. Egal cu 7. Ce înseamnă? 5x egal cu 7 minus 22 pe 13. Da. Modificăm pe 7 cu 13. Da. Și vine echivalent cu 5x egal cu 13. 7 minus 13 ori 7. 7 ori 3, 1 și 2. 7 ori 1 și 8. 91 minus 22. Super, 13. 13. Egal cu? Echivalent 5x egal cu 91 minus 22 69 pe 13. Așa face, nu? 69 pe 13. X. 22, da? Da.
69, deci 69 pe 13. X egal cu 69. X egal cu... pe 13 ori 5, da? Da. 69 ori 13... 13 ori 5 la numitor, că dacă 5x, x simplu, egal așa ceva. E bine? Nu ți-e clar. Cum ar fi? 69 pe 13, totul sunt 5. Totul sunt 5, se vine înmulțit cu inversul, 1 pe 5. Deci atunci 5 la numitor. Ha, da, vine la numitor. Deci 69 supra 13 ori 5. Ce vreau să zic? Deci, soluția se găsește foarte repede. Tu ai făcut bine. Sper să nu fie greșit noi la calcule. Acum, ca să ne convinge că am lucrat bine, ar trebui ca cu soluția găsită să ne întoarcem și să facem o treabă acolo. Mai vedem o dată. Deci, ai avut 5x plus 2y egal cu 7. Și minus 3x plus 4y egal cu 3. Am mulțit cu minus 2, minus 10x minus 4y egal cu minus 14. S-a redus, vine minus 13x egal cu minus 11x egal cu 11 pe 33. Am înlocuit 5x plus 2 ori 11 pe 13 egal cu 7. 5x egal cu 22 pe 13 minus 7 minus 22 pe 13. Și-a făcut 91 minus 22, 60. 9 pe 13. Și atunci x egal 69 supra 13 ori 5. Ei, faptul că și una și alta au pe 13, unul din numitor este 13, este destul de interesant. Și a tras atenția chestia asta. Și atunci 13 ăsta, dacă aș atașa matricea coeficienților, deci aș zice așa, notez cu A, matricea coeficienților ne proveniți de sus. De la coeficient. Asta coloana lui X să fie. Adică 5 și minus 3. Coloana lui X. Și a lui Y în partea asta. E vorba de 2 și 4. Iată că în felul ăsta am pus mâna pe o matrice. Matricea coeficienților sistemului. Matricea coeficienților, adică 5, 2, minus 3 și 4. Coeficienți se cheamă astea. Ce se află în fața lui X sau lui Y? Și în legătură cu asta, se obține un număr foarte important, care e numitor. 5 ori 4, 20. Dacă mulțim așa. Deci mulțim pe astea pe diagonala principală. Din care scădem produsul de pe diagonala secundară. Deci egal cu 5 ori 4. Nu e egal aici. Faptul că acestuia atașăm un număr pe care îl obținem după o tehnică care ți-o spun acum imediat, numărul acela care îi se atașează e determinantul lui A. Det de A, determinantul matricii respective, este un număr. Și ca să facem distinții între ceea ce era matrice, așa făcută cu o paranteză acolo, pentru determinant, se pune câte o linie, așa. Da? Ca și cum ar fi modul. 5, 2, minus 3 și 4. Deci în clipa asta, când ai văzut așa, înseamnă că trebuie să calculezi și găsești un număr care, pe care îl descoperi. Și numărul ăsta este așa. 5 ori 4, 5 ori 4, adică produsul elementelor de pe diagonală principală, minus cele de pe diagonala secundară. Minus 3 ori 2. Și face 5 ori 4, 20. Minus 3 ori 2 face? Minus 6, minus de față, plus 6. Plus 6. Și face cât aici? 26. Da. 26. Acum, în legătură cu matricea asta la care am pornit, mai pot face o matrice în care locuiesc coloana lui X cu coloana termenilor liberi. Deci, să zicem că A indice X, așa să zicem, A indice X, o altă matrice pe care o obțin din cea inițială, locuind
pe 5 și minus 3 cu 7, 3, 7 și respectiv 3, iar 2 și 4 o las. Și atunci, 6 este în matrice, îi pun în corespondență un număr pe care îl obțin pe când de la ea. Și o să zic, determinat de A, A de X, A indice X, egal cu... X ar fi egal cu bară, da? 7 ori 4. 7, 2, hai să nu, scriu așa, 7, 2, 3, 4. Adică, în legătură cu matricea, am de făcut determinatul său și când spun determinat, pun așa, ca și cum ar fi modulul, și egal mai departe, îl calculez. 7 ori 4. 4 minus 2 ori 3. Minus 2 ori 4, 28, minus 6, 22. Face 22. Ei, noi am obținut determinatul atașandu-i x, da? A de x. Tot așa pot să obțin A indice y. Deci A indice y, matricea care se obține, de data asta înlocuim coloana lui Y. Adică 2, 4 da. Cu termeni liberi. Oh. Da? Deci păstrez pe cine? Y ar fi... 5 și 2. Minus 3 o păstrez. Da. 5 și minus 3 o păstrez. Și 7 și 3. 7 și, 7 și 3 o înlocuiesc acum, da? Și face egal mai departe. Determinant. Atunci rezultă că determinantul lui A indice Y va fi egală cu? Va fi egal cu bară 5, 7 minus 3 și va fi egal cu 5 ori 3 minus 3 ori 7 și egal cu? 15 plus 15 plus 21 și vine 36. Iar pentru a găsi pe x, x egal cu det de a indice x, x egal cu determinantul la x supra det de a determinantul lui a și egal cu det de a x. Cât este aici? Determinantul ai de indice X am găsit 22. Așa veni? Supra determinantul lui A care am găsit 26. Simplificăm prin 2. Și face 11. Pe 13. Iar pentru a găsi pe Y, va fi det de A indice Y supra det de A și egal cu det de a y l-am găsit 36, parcă? Supra... 36 supra 26, nu? Da. Și simplificăm printr-un 2 și face 18 supra 13. Iată că nouă ne-a dat x-ul 11 pe 13 și y cu 18 pe 36. Diferit de ce am obținut aici. Am greșit undeva. Una din variante este greșită. Ori aici, ori în calculul dinainte. Trebuie să dea același rezultat. Și acum, hai să vedem care din ele este... Să o verificăm pe asta. Varianta a doua. Da? Încă o dată. A fost 5, 2, minus 3, 4, da? Minus 3, 4. Și ți-am spus cum se obține 5 ori 4, 20, plus 2 ori 3, 6, 26. Cealaltă, delta, matricea indice X, în care am înlocuit coloana lui X, asta 5 și minus 3, cu coloana termenilor liberi, cu 7 și 3. Și vine 7 ori 4, 28, minus 6, 22. Și cealaltă, 5 și minus 3, o păstrez. Și acum locuiesc pe 2 și 4 cu 7 și 3 și face 15 plus 21, 20,
6, nu așa vine, 3, 6, împărțit la 2, 18 pe 13. Că am lucrat bine, înseamnă să verificăm în ecuația care, în sistemul respectiv. Locuim pe X și pe Y, că am două ecuațiile. Să vedem dacă am lucrat corect. Dar zis, una din ele este corectă. Cealaltă este greșită. Și acum este 5 ori cât? 5 ori cât, spune acolo? Ori X. 5 ori X. Adică X-ul cât este? 11 pe 13, nu? 11 supra 13 plus 2 ori Y, adică 18 pe 13. Egal cu, să lucrăm să dăm cât de da. Și egal cu 55, am acest numitor. 55 pe 13, a, numitorul așa. Plus 18 pe 2, 36 pe 13. Da? Și e bine 36, da? Și face 6 cu 5, 11, 40 cu 5, 9, 91 pe 13 și se împarte exact la 13 și face 7. 7 ori 3, 21, 7 ori 1, 7 și cu 1 și cu 2, 9. Deci 7 este corect. Da, da, da. Să vedem, ne întoarce și trebuie să găsim greșeala. Și cea de-a doua ecuație, să vedem dacă verific și pe cea de-a doua, că trebuie să verific și pe amândouă dacă e treaba bună. Da. Și anume, minus 3 ori 11 pe 13 plus 4 ori 18 pe 13. Da. Este egal cu lucrăm. Numitorul comun este 13. Da. Și vine minus 33. Da. Plus 18 pe 4. 4 ori 32, 23. 4 ori 72. Da. Și egal cu linii de fracții. Minus 33, 3 din 12, 39, 9, 39 pe 13, și merge de 3 ori. Cât trebuia să-mi dea? 3. 3. Deci e corect. Da. Înseamnă că varianta a doua este corectă. Am greșit la prima. Da. Mai reluăm încă o dată calculul la prima. A fost 5x plus 2 egal cu 7. Minus 3x plus 4y egal cu 3. Am înmulțit-o pe prima cu minus 2. Da? Și ai zis minus 10x minus 4y egal cu minus 14. Da. Și minus 3x plus 4y egal cu 3. Am copiat pur și simplu pe a doua. Se reduce aici că minus 4y plus 4y bine, minus 13x minus 13 face 11 de unde X va fi egal, nu Y, X. X egal cu 11 pe 11 pe 13. 9 cât de dat X-ul prin lucru făcut. 11 pe 13. E bun X-ul. Deci X egal cu 11. Am greșit aici că am spus Y. Trebuia să spunem X egal cu. Că odată cu X-ul ăsta găsit, ne-am dus și am locuit. Am zis în loc de Y, 11 pe 13. Deci de aceea mi-a fi prost. În concluzie, corect este așa, X 11 pe 13, iar Y-ul, cât este? Y-ul l-am găsit data de 11, 18 pe 13. Hai să ne convingem că așa este. Cu X 11 pe 13, prin tehnica care o știați în clasa 8, cu X 11 pe 13, ne ducem la început și vine 5 ori 11 pe 13 plus 2 Y este egal cu 7. Echivalent cu 55 pe 13 plus 2 Y egal cu 7. Ceea ce înseamnă că 55, adică 2Y, ca să zic așa. 2Y egal cu 7 minus 55 pe 13. La 7, nu? Și zicem 2Y este egal cu 91, că am mai făcut în mulțime. Minus 55 pe 13. 2Y egal cu 6 și 8
36 pe 13, împărțim la ambii membri prin 2 și numele stânga și dreapta și devine Y egal cu 18 pe 13. Și într-adevăr am găsit corect. Da. Deci trecurasem greșeala că în loc să spunem X egal cu 11 pe 13, am zis Y. Și până mă, noi am înlocuit pe Y și totul a fost dat de parte. Greșit. Hai să ne întoarcem înapoi și să observăm așa. Că am găsit X-ul 11 pe 13 și Y-ul l-am găsit 18 pe 13. Și să spunem că în dată, dacă aș fi lucrat corect, aș fi observat 13 și la numitorul lui X și la numitorul lui Y. Iar acel 13 se obține din 5 ori 4, 20, plus 2 ori 3, 6, da? Și face cât? 26. Pare că nu-i... Dar e multiplu de 13. Da? Se află în corpul la 13. Și chestia asta mă face să spun că sunt în momentul de față, în fața unei noi tehnologii de a rezolva sistemele. Bazându-le pe determinanți. Da. Pentru că ori de câte ori o să am un sistem de stat de rezolvat, nu o să mai fac. Pot să am și varianta, cum ai spus-o tu, cu reducere de termen sau substituții, dar pot să am și să atașez matricea coeficienților, 5, 2, minus 3, 4, să fac determinantul atașat matricii, apoi să înlocuiesc coloana lui X cu coloana termenilor liberi și fac determinantul matricii A indice X, la fel și A indice Y, se notează de regulă, vei găsi așa, delta X, delta Y, determinantul atașat. Așa, delta X, delta Y. În loc să spun A indice X și determinantul atașat, zic delta X, repede. Da. Și delta Y. Mai clar să mai facem încă unul ca să fie limpede. Să zicem sistemul următor. Minus X plus 2Y egal cu 7 și 4X plus 3Y egal cu 11. Să găsim pe X și pe Y din sistemul ăsta. Facem matricial. Da, prin determinanță. Mai clar. Și cum facem? Notăm cu A matricea coeficienților, adică minus 1, 2, 4, 3. Delta A, determinantul atașat matricii coeficienților, este determinantul acesta de ordin 2. Delta A, sau cum am tot noi, det. Da. Det de A, da? Egal cu determinantul minus 1, 2, 4, 3. Și egal mai departe cu? Minus 3. Minus 3, minus 6. Nu, minus 8. Minus 8. Da? Face minus 11. Deci, produsul pe diagonală secundară, minus produsul pe diagonală secundară. Principal și minus el pe diagonală secundară. Deci, minus 3, minus 8, da? Egal cu minus 11. Și repede facem A indice X. X egal cu? 7 pe 11. 7 și 11, coloana asta. Da. 2 și 3. 2 și 3. Și atunci, det. Delta de AX. De A indice X, egal cu determinantul. 7, 11, 2, 3. Și rezultă 20. Egal mai departe. Egal mai departe, 21 minus 22. Face minus 1. Minus 1. Și A indice Y. Egal cu 7. Lăsăm pe minus 1, 4. Da, minus 1, 4. 7 și... 7 și 11. 11. Și atunci det. Delta de A Y egal cu... Determinantul. Determinant de minus 1, 7
4, 11, egal cu minus 11, minus 7 pe 4, 28, egal cu minus 39. Minus 39. Și, știind determinanții, atunci x va fi egal cu x egal cu det de a indice x pe det de a, iar y va fi egal cu det de a indice y supra det de a. Și sus va fi cât? Det de a indice x cât este? Minus 1. Nu așa mi-a dat? Da. Minus 1 supra det de a. Minus 1 minus supra 11. Det de a m-a dat minus 11. Da, și face 1 pe 11. Da. Și cealalt? Det de a y. Det de a y a dat minus 39 supra det de a, adică minus 11, adică 39 pe 11. 39 pe 11. Sunt cele două valori pe care le-am găsit. Dacă vrei acum să verifici, n-ai decât să verifici. Și vei vedea că e perfect. Merge, da? Deci așa se rezolvă prin determinanți. Asta cu două, cu două. Apare întrebarea, dar câți trei cu trei? Da? Deci mă fac dacă am să am rezolvat următorul sistem. Deci următorul sistem care este așa. Sistemul minus x plus 2y plus 3z egal cu 5. 2x plus z egal cu minus 1. Și minus 3y plus 2z egal cu 3. Deci dacă avem un sistem de 3 cu 3, uite, aici lipsește x-ul. Y. Deci eu pot să spun plus 0 ori y, ca să fie treaba bună. Și din cea de-a 3 lipsește x-ul. Pot să spun 0 ori x minus 3y plus 2z. Și acum l-am completat. Și iată că apare matricea coeficienților, nu mai este de ordin, nu e de 2, 2, e de 3, 3. Deci a egal cu a egal cu minus 1 minus 1, 2 3, 3 2 0 da 1 așa 0 da minus 3 și 2 și 2 nu mai determinanță de ordin 2 de ordin 3 deci det de a este acum un determinant care are așa. Minus 1, 2, 3, 2, 0, 1, 0, minus 3 și 2. Așa arată. Da. Și acum, dacă la ăla de ordin 2 era simplu, la ăsta de ordin 3, e mai complicat. Și iată ce șmecherii ți arăt aici. Atunci am diagonala principală minus cea secundară. Așa ziceam, nu? La de ordin 2. Dar aici mai sunt și ăștia dintre pastre. Să-i luăm pe toți. Atunci se face așa. Egal cu. Punem dedesubt pe astea două linii, pe primele două linii. Adică pun pe minus 1, 2, 3. Și pe 2, 0, 1. Și așa am aici mai multe linii. Mai multe diagonale. Uite, asta încep cu ea. Nu mai am și asta, o paralelă la ea și o paralelă la ea. Deci ar să fie egal cu
minus 1 ori 0 ori 2, minus 1 ori 0 ori 2, plus 2 ori 3 ori 3, 2 ori 3 ori 3, plus 0 ori 2 ori 1, plus 0 ori 2 ori 1, plus 0 ori 2 ori 1. Da? Deci formez diagonala aceea principală și până am încă două lângă ea. Minus 1 ori 0 ori 2, 2 ori 3 ori 3, 0 ori 2 ori 1. 0 ori 2 ori 1. 2 ori minus 3 ori 3. Cât? 2 ori minus 3. Minus 3 am greșit eu. 2 ori minus 3. M-am mai văzut. 2 ori minus 3. Că el este minus 3 aici, da? Da. Eu l-am văzut pe minus 3. 2 ori minus 3 ori 3. Pur în paranteză așa. Și minus, cum era înainte, minus, diagonale secundare acum. Minus, fac cu albastru diagonala cealaltă, de 3 ori 0 ori 0. Da. 3 ori 0 ori 0. 1 minus ori minus 3 ori minus 1. 1 ori minus 3 ori minus 1, da. Și minus 2 ori 2 ori 2. Da. Minus 2 ori 2 ori 2. Și egal cu. Hai să facem calcul. Dacă e ori 0, face 0 aici. Da. Aici face minus 9 ori 2, minus 18. Aici ce faci 0? 0. Da? Aici face... Minus 3. Plus 3. Plus 3, da? Da. Deci cu minusul din față face minus 3. Și 2 ori 2 ori 2? 8. 8, da? Minus 8. Și face egal mai departe cu minus 18, minus 3, minus 21. Minus 21. Minus 21. Deci delta A egal cu minus 29. Delta A e minus 29. Și acum să facem A de X. Facem determinatul acesta. Facem deodată determinatul, că pe noi nu ne mai interesează. Deci, det de A indice X egal cu determinatul, înlocuim coloana lui X, adică pe minus 1, 2 și 0, cu cine? Cu 5 minus 1, 3. 5 minus 1, 3. Și pe celelalte două coloane îi lăsăm. Asta era coloana lui X. Asta e lui Y și asta e lui Z. Și 2, 0, minus 3. 2, 0, minus 3. Și 3, 1 și 2. 3, 1 și 2. Și am zis pur că pun de desubt pe 5, 2, 3, 5, 2, 3 și respectiv minus 1, 0, 1. Minus 1, 0, 1. Și va fi egal. Încep cu asta, adică zicem 5 ori 0 ori 2. Plus minus 1 ori minus 3 ori 3. Da. Plus 3 ori 2 ori 1. Plus 3 ori 2 ori 1. Minus acum. Minus
partea cealaltă. Așa, minus cealaltă. 3 ori 0. Minus 1 ori minus 3 ori 5. Minus 2 ori 2 ori minus 1. Ori 2 ori minus 1. Și egal. 0 plus 12. E 0 plus da. Și 12. 9. Plus 9. Plus 6. Da. Minus 0. Da. Minus 1, minus... minus 3, minus 15. Plus 15, e minus 1 aici. Plus 15. Și așa la semne că... Minus 4. Eu zic că e plus 4. E minus 1 ori minus de aici, faci plus. Ah. Da? Deci plus 4. Plus 4. Și hai să vedem cât face. 9, 15, 30, 34. Hai să vedem acum det de a indice Y. Ce facem? Copiem coloana lui X, dar coloana în loc de coloana lui Y punem termen liber. Deci vine minus 1, 2, 0. Minus 1, 2, 0. Apoi 5 minus 1, 3. 5 minus 1, 3. Și 3, 1, 2 rămâne, da? 3, 1, 2 rămâne. Și egal. Și de desubt altaș punem minus 1, 5, 3. Și 2, minus 1, 1. Și egal cu, vorbește tu, egal cu minus 1 ori minus 1 ori 2. Da. Plus 2 ori 3 2 ori 3 ori 3. Da. Plus 0 ori 5 ori 1. Plus 0 ori 5 ori 1. Minus. Așa. Minus 3 ori minus 1 ori 0. Așa. Minus 1 ori 3 ori minus 1. Minus 1 ori 3 ori minus 1. Minus 2 ori 5 ori 2. Așa. Și egal cu? Și egal cu. Doi. Plus 2 plus 18. Așa. Plus 0. Da. Plus 0. Minus 0. Da. Da, sau plus 0 mai este mai importantă, da? Minus 1, 3, minus 3, plus 3. Da. Minus 20. Și egal cu? Și egal cu 20. Așa se duc. 20 minus 20 se reduc și rămâne 3, nu? Da. Iată că am găsit. Hai să luăm aici. Delta, nu delta. Det, parcă așa da, det. De a indice X am găsit că este 34. Da. Det, de a indice Y este 3. Și cât va fi det, de a indice Z. Să vedem cât mai este și asta. Hai să-l facem și cu asta.
Deci Z de A indice Z, iau cu determinantul, acum locui coloana lui Z cu termen liber. Deci rămâne minus 1, 2, 0, minus 1, 2, 0, 2, 0, minus 3, 2, 0, minus 3, și respectiv 5, minus 1, și 3. Și egal cu? Egal cu. Mai punem minus 1 ori 0. Ah, trebuie să punem de sub, da? Da. Am uitat. Minus 1. Minus 1, 2, 5. Și 2, 0, minus 1. Egal cu. Minus 1 ori 0 ori 3. Plus 2 ori minus 3 ori 3. 2 ori minus 3 ori 5. Ori 5, 4. Așa. Plus 0 ori 2 ori minus 1. Da. Minus. Minus. 5 ori 0 ori minus 1. 5 ori 0 ori 0. A, da, nu. Da. Așa ori 0. Minus... minus 1, minus 1 ori... minus, minus. Da, deci minus. Deci minus, minus 1, ori minus 3, ori minus 1, ori minus 1, minus 3 ori 2, 3 ori 2, și egal cu 0, plus 1, nu, minus 6, ori 5, minus 30, plus 0, da. Minus 0, da. Minus 1, ori minus 3, plus 3, plus 3, da. Minus 6, ori 2, minus 12, da. Și atât, nu? Da, și face egal mai departe. Cu, minus 42. Da. Minus 42 plus 3. Plus 3 egal cu minus 39. 39. Minus 39, 39, da? 39, da. Și acum aflăm pe x, y și z. Și zicem x egal cu det de a indice x pe det de a. Da. Și face 34 pe minus 29. Da. Da. Minus 29. Adică egal cu minus 34 pe 29, da? Da. Patru. Y egal cu det de a y supra a, det de a, și det de a y egal cu 3 supra minus 29 egal cu 1 pe minus 1 pe egal cu minus, minus 3 pe 29. Minus 3 pe 29. Z egal cu det de AZ supra det de A și egal cu det de Z minus 39 pe minus 29 și egal cu 39 pe 29. Da? Și acum, dacă înlocuiești în oricare ecuație, trebuie să verifici. Trebuie, da, trebuie. Da? Rămâne să locuiești tu, da. Să constați că este corect. Și așa că am învățat în seara asta cum se rezolvă determinații de ordin 2 și de ordin 3. Deci au plecat dintr-o chestie practică de a rezolva de sisteme. Da. N-am insistat în partea teoretică aceea, de ce se fac și așa, care e motivul, pentru că este un pic mai dificil asta. Dar tu ții tehnica asta de lucru. Aici am comunicat algoritmul cum se procedează. Important este că să obțină să obțină acel rezultat și o să-ți arăt data viitoare cum să ajunge la determinații de ordin 2, practic. Deci aia când e una principală și aia e secundară. Deci care este tehnica și o să vezi și acest lucru când e aia. O să vedea toate proprietățile determinanților. Da? Asta în ședința următoare. Așa că, ce am făcut astăzi? Determinați de ordin 2 și
3. Da? 1. 2. Rezolvarea sistemelor lineare. Da. Rezolvarea sistemelor liniare. Cu 2, 2 și 3, 3, da? Da. Cu 2, 2, 2. Respectiv 3, 3. Adică două ecuații cu două necunoscute și trei ecuații cu trei necunoscute. Da? Asta. La revedere, dragilor, pe săptămâna care vine.